Într-o atmosferă plină de emoție și reverență, la sala Virgil Ogășanu a Teatrului Teodor Costescu din Drobeta Turnul Severin a avut loc un eveniment de comemorare a scriitorului Romulus Cojocaru, o figură marcantă a literaturii românești contemporane. Evenimentul a reunit familia scriitorului, prieteni apropiați, colegi de breaslă și iubitori ai literaturii, care au venit să aducă un omagiu memoriei sale și să rememoreze contribuțiile sale semnificative în domeniul literaturii. În sală au fost prezenți soția scriitorului, fiul său, dar și numeroși prieteni apropiați, printre care s-au numărat scriitori și critici literari cunoscuți, care au dorit să-și exprime aprecierea pentru moștenirea culturală lăsată de Romulus Cojocaru. Soția acestuia a vorbit cu emoție despre omul din spatele operei, despre susținerea reciprocă de-a lungul anilor și despre devotamentul scriitorului față de familia sa. Soțul meu era un om care citea foarte mult. Și a scris peste 500 de cărți, poezie, romane de dragoste, romane polițiste, romane sociale, dar foarte multă poezie. A iubit foarte mult poezia, a iubit foarte mult satul în care s-a născut, comuna Punghina. Fiul scriitorului a adăugat la rândul său câteva cuvinte exprimându-și admirația și respectul față de tatăl său. El a vorbit despre moștenirea spirituală și intelectuală pe care Romulus Cojocaru a lăsat-o nu doar familiei, ci întregii comunități literare. 16 ani de când a decedat. Nu a fost numai scriitor, a fost și avocat și un familist convins de asemenea. Deci a fost și tatăl meu. Și mă bucur că eu am doi băieți, unul dintre ei avea 5 ani și l-a învățat litere de tipar să citească pe ziar. Ni apropiați și colegii de breaslă au adus la rândul lor omagii vibrante, evocând amintiri comune și apreciind calitățile scriitorului, atât ca om, cât și ca profesionist. Are loc un eveniment cu totul deosebit, emoționant și înălțător. Este pentru prima oară în cultura mehedințeană, în literatura mehedințeană, când se comemorează un scriitor. Scriitorul Romulus Cojocaru, care este unul dintre cei mai mari scriitori pe care i-a dat mehedințul de la origini până în prezent. Are o operă foarte solidă, articulată, consistentă și valoroasă. Evenimentul de comemorare a fost un prilej pentru cei prezenți de a reflecta asupra valorii inestimabile pe care Romulus Cojocaru a adus-o literaturii române și de a aduce un ultim omagiu. Cuvintele pline de emoții ale soției sale au rezonat puternic în inimile celor prezenți, subliniind legătura profundă dintre viața personală și opera sa.